Cosic? Poți să faci și înapoi și mărunțal. Bună seara, doamnelor și domnilor. Sunt în direct. Suntem în direct pe mai multe pagini de Facebook, ale mele și ale asociației Hyde Park, împreună cu poate o viitoare colega noastră, acum doar voluntară la Hyde Park, Aina Palivanov, care iată mănâncă că abia a venit acasă, abia a ajuns acasă. Am avut azi o polemică pe Facebook, un mic dialog la vedere, sub postarea unei persoane care părea că are nevoie de susținere, de încurajare. Și colega mea a zis, hai să facem un live despre asta. Zice, după cum am scris și în titlu, să vorbim despre, cum ai zis că am formulat noi? Cum să comunicăm blând. Cum să comunicăm blând, astfel încât să nu usture, să nu doară ochii, să nu pungă, să nu frigă, să nu doară. Pentru că uneori poți să rănești, să dăunezi, chiar neavând intenția asta, chiar dorind să faci bine. Și iată, femeia asta cu ochelari cunoaște astfel de situații în care oamenii au nevoie de comunicare cât mai puțin acidă, cât mai puțin agresivă. De exemplu, care e astfel de situație? Vorbim despre situație, da? Nu, eu aș vorbi nu despre situație, dar aș vorbi despre segmente de viață, zile, săptămâni, puncte emoționale în care oamenii se află și în care au nevoie de suport. Acestea fiind, să zicem, luăm de mic copil. Când un copil are o criză, un tantrum, în general, comunicarea de mic e importantă, de când s-a conceput copilul. Copilul când se naște trece prin niște traume, evident. Fără traumă nu avansăm, nu ne educăm, nu creștem. Și noi toți, fiind copii, până la maturitate și chiar și la maturitate, trecem prin diferite crize, da? Mai mulți psihologi delimitează crizele care la 4-7 ani, depinde. Crizele diferă foarte mult de la specialist la specialist, la curent la curent. Nu vorbim despre asta. Fiecare om are în viața lui diferite momente de cumpănă, cum zic românii. Sunt momente în care tu ca copil te simți neacceptat, nedorit, neiubit, neînțeles și așa mai departe. Și aici o să mă opresc, nu intrăm în zona de patologii. Vorbim despre oamenii care despre oamenii obișnuiți, despre abucile nevrotice, despre nevrotici obișnuiți. După aia, în adolescență este foarte importantă comunicarea, mai ales cea blândă, cea care permite tânărului. Deci tu când ești adolescent, tu te gândești că ești buricul pământului și tu le știi pe toate și nimeni nu te înțelege și bla bla bla. Și atunci tu ca părinte, tu ca om matur, în oricine ai fi în viața acestui adolescent, trebuie să lași spațiu de interpretare pentru ce vrea el să facă și să, pur și simplu, to give support, să-l susții. Pentru că nu doar părinții interacționează cu adolescenții, sau cel mai des nu părinții interacționează cu ei, pentru că ei pe rețele sociale au bula lor în care exact. Interacționează de regulă cu colegi din generația lor sau chiar cu oameni necunoscuți în tot felul de comunități pe internet. Eu mă axam acum pe offline, pe experiența din offline. De acasă, din familie. Da. Eu nu neapărat de acasă, dar viața în offline, pentru că eu am crescut în mare parte până pe la 16 ani în offline, deci de acolo știu viața se întâmplă în offline. În online se mai întâmplă viața. Da, dar suntem în secolul 21, acum totul e virtual. Da, nu trebuie să uităm de chestia asta, dar ne bazăm pe ce se întâmplă offline. Deci eu cel puțin mă bazez. Apoi prima dragoste, prima dezamăgire. Când omul are insomnii, depresii, divorț, nu mai știu eu ce, cataclisme din astea, care pentru universul omului par cruciale, da? La momentul acela cel puțin par cruciale. Tu ca prieten, ca mamă, ca, nu știu, ca frate, ca oricine tu n-ai fi în relația cu acel om, mă aud bine? Da, te auzi și te vezi. Nu pot vorbesc foarte tare. Dacă vrea cineva să participe cu noi în discuție, are link sub acest video. Vă rugăm. Deci tu ca om care nu contează cu cine vorbești, să fii același concetățean sau, nu știu, un turist. Și fac o paranteză, își face lecție de empatie în școală, cum se fac și în alte țări. Pentru că mi se pare mie că anume empatie ne face pe noi umani. Uneori câinii și pisicile sunt mai empatice și empatici decât sunt oamenii. Și aici am să spun un caz în care am avut o pisică la țară, eram după o despărțire cu un băiat. Ți-am povestit istoria asta în alt material și, de fapt, nu, offline ți-am povestit. Și pisica mea nu mânca pentru că eu nu mâncam și nu beam. Și, na, evident, a fost o relație pentru mine serioasă. Mai încin m-am căsătorit și era... urma o recalculare a... Dar poate nu mânca că nu-i dădeai mâncare. Nu, pisica mea mânca și bea apă că... trecând peste glumă că eu nu mâncam și eram foarte legate. Și eu mi-am dat seama că ea, săraca, suferă și am început să mănânc și să beau de nevoie și arătam ei, uite, eu mănânc, eu beau. Și la, cred că la distanță de o zi, dacă țin minte corect, a început să mănânce și să bea, dar o slăbit în 3 zile, o slăbit foarte tare. Că nu am mâncat 3 zile. Așa. Deci eu în parcursul meu de depresii, de insomnii, de fel de lucruri care mi s-au întâmplat și experiențe care mi s-au întâmplat în viață, am înțeles că eu singură am făcut abuzuri față de oamenii care suferă. Și facem în continuare și nimeni nu este asigurat că nu o să facă. Eu minesc, important e să știm să ne cerem iertare, să știm să ne să creăm un pod de comunicare și să încercăm să arătăm persoanei căreia i-am greșit că ne pare rău și că relația noastră contează, dacă asta așa este, dacă contează. Mai multe studii și psihologii spun că foarte mult contează sinceritatea. De ce oamenii care se droghează și după aia ajung în rehab-uri și vin înapoi, e foarte important mediul. Familia, prietenii, să-ți schimbi mediul sau în mediul sănătos. Deci relațiile noastre interpersonale ca oameni sunt foarte importante și calitatea lor este mult mai importantă decât cantitatea. Pentru că relațiile astea sunt foarte individuale și nu cred că există o rețetă pentru toate cazurile similare. Fiecare om are nevoi speciale pentru cazuri de viață speciale. Ești de acord aici? Și de asta poate că e necesar întâi deschiderea unui canal de comunicare. Știi ce și cum să întrebi ca să nu sperii, să nu rănești. După aceea cum să reacționezi la ce auzi, cât se spune. Că desigur poate să închidă comunicarea pentru că vede la tine mimarea interesului și a grijei. Exact, Lasă-mă, îți pasă ție de mine. Sau ești suspectat că mimezi. Chiar dacă chiar dacă nu mimezi. Da, exact. Ești foarte interesat, dar omul zice, lasă-mă, nu. Până acum nu te interesam deloc și acum dintr-o dată... Exact, mai ales dacă vorbim de oameni în depresie, a căror self-esteem, stimă de sine, cade foarte mult. Eu am fost în zona aia, da, eu știu. Strezeau oameni fel de fel să mă întrebi cum mă simt și nu știu ce, oameni cu care comunicam foarte rar. Și te întrebi, serios? Dude. Da. Revenim la comunicarea blândă. Pentru cineva, comunicare blândă înseamnă să-l trimiți la origini. Depinde foarte mult de, într-adevăr, de cum ai spus tu, de relația dintre cei doi, sau trei, sau patru, sau de grup. Pentru că, de exemplu, eu cu prietenul meu, cel mai bun, glumim despre... E singurul om cu care pot să glumesc foarte rud și foarte așa ne ardem unul pe altul vis-a-vis de traume foarte mari în viață. Traume care ne-au cumva format, ne-au definitivat caracterul și personalitatea. Pe când cu alți oameni aleg să fiu foarte blândă, foarte așa. Cu fiecare este o normă diferită și trebuie să o învățăm să o simțim, pentru că trăim în societate și pe lângă valorile și plus valoare pe care o aducem noi pentru noi și familia noastră, trebuie să aducem și pentru societate. Nu pentru că trebuie, ci pentru că așa este omenesc, pentru că așa se întâmplă în triburi, pentru că așa se întâmplă în orice colonie de animale sau insecte. Asta este natural să se întâmple. Ai vrut să spui ceva? Nu, cred că e mai degrabă caracteristic oamenilor, animalelor sociale. Vorbeam despre, asta, contribuția la tot clanul, la tot tribul. Despre asta vorbeam, că asta e natural. Sau nu? Comunicarea e mai degrabă uman. Bine, și păsările ciripesc. Nu vorbeam de comunicare, vorbeam de aportul social. Vorbeam de aportul social pe care îl faci ca membru a unei comunități. Fiind tu albină sau fiind furnică sau fiind păsărică sau nu știu ce acolo. N-am auzit. Sau rinocer. De-a lui Ionescu sau în general rinocer? Din natură, de la Animal Planet. Așa. Cum crezi tu? Cum ar trebui să comunicăm ca să comunicăm blând? Cu curiozitate, cu dorință de a ști, de a înțelege, cu flexibilitatea de a schimba tonul, de a schimba întrebarea, de a reformula dacă vezi că reacția nu e cea pe care ai așteptat-o. Cel puțin cu intenția de a ajuta. Am înțeles. Vreau să te întreb echivalentul în română, că nu intuitiv nu-l găsesc. În rusă este любопытство и любознательность. Cum o să fie în română любознательность? Dar eu nu știu diferența. Curiozitate și ce altceva poate să fie любознательность. Deci, pentru cei care o să privească și nu știu rusă, любопытство este mot-a-mot tradus curiozitatea, dar este și любознательность, adică dragostea de a cunoaște. Iată-l, poftim. Dragostea de a cunoaște. Da, deci curiozitatea, la noi în etimologia cuvântului și, în general, sensul cuvântului nu este foarte negativ, nu are accente negative pe el. Dar de multe ori din curiozitate rănim. Eu acum la cursurile mele de actorie încep să înțeleg diferența între любопытство și любознательность. Pentru că curiozitatea uneori are rădăcini neroditoare pentru omul care răspunde. Ori, любознательность, dragul de a cunoaște, dragostea de a cunoaște, pornește din dragoste, dintr-un sentiment altruist. Apuiaca. Nu știu, mie îmi pare desfacerea firului în patru, prea sofisticat, ca și mă omoară ăștia care îmi spun, diferența între credință și religie. Care diferență? Așa aici, cu любопытство și любознательность, mi se pare... Domnul Oleg, provocator. Materie prea subtilă pentru mine. Dacă ești curios și vrei să știi, e cam aceea. Domnul Oleg Brega, provocatorul Nu, sincer vorbesc, nu provoc acolo. Ascultă, tu doar știi care e diferența dintre lege și credință. Nu. Ei, hai. Da, nu e tema discuției de azi, eu doar am adus un exemplu. Da, asta am vrut să zic. Ne reîntoarcem la comunicarea cu blândețe. Deci tu mi-ai spus că, cum crezi că, da, așa pe pași, cum ar fi să ia ca închipuiți că ai un tovarăș care, nu știu, are o situație proastă, deci de câteva zile, nu știu, nu că nu doarme, bea, s-o izola de toți, nu comunică și așa mai departe. Așa pe pași, cum e să-l iei tu ca să afli dacă el este ok, dacă poți să-l ajuți? Păi, că e clar că nu e ok. E clar că nu e ok. Vreau să încerc să-l ajut și cel mai bine să-l îndemn să meargă la specialiști. Psihologi, psihiatri, doctori, dacă e cauzat de vreo boală. Așa. Oameni care intră în depresie că le apar coșuri pe față sau, eu știu, nu au erecții mult timp sau din multe motive. Am înțeles. Și cum crezi tu, procentual vorbind, dintre toți oamenii pe care i-ai trimis la medic, cât s-au dus? Poate ai și cazuri reale. Nu, n-am cazuri reale, dar asta mi se pare primul pas legal pe care trebuie să-l faci. Asta e clar. Este clar că noi nu suntem specialiști. Nu-i vorba doar că îi faci respirație artificială sau masaj indirect al inimii. Chestii simple la suflet, ca să zic așa. Eu usateu și nu cred în suflet, dar la spirit. La chestia asta nu poate să îmble oricine. Trebuie un specialist. Și nu-l trimit la preot că-s ateu, îl trimit la psiholog sau psihiatru, dacă constată că... Ok, hai să construim situația în care acest om, prin minune, te-a auzit și în următoarea săptămână s-a dus la un medic. Și să modelăm situația în care n-a dat de un medic care îi se potrivește. Pentru că să găsești un psihiatru, psiholog, psihoterapeut bun sau gestalt terapeut sau nu contează, e foarte challenge, să zic așa, ca să nu zic altfel. Da? Dar e total greșit să-l trimiți pe om la astrolog. Doamne ferește, nici nu discutăm în direct aia. La preot, cum am zis, sau la gadalcă. Cu homeopatie sau la masaj, kinetoterapie, nu știu ce, când omul are nevoie de chimie, că noi suntem un echilibru chimic care s-a dereglat, eu știu, din cauza stresului sau din cauza consumului de substanțe prea dulci, prea acre, prea fierbinți sau din cauza vârstei, și atunci echilibrul acela chimic trebuie să-l reglăm și nu o facem după ureche de pe internet, ci o facem consultând specialiști. Pentru că așa poți complicăm situația organelor interne, poate să apară tot felul de reacții alergice. Așa. Pentru că o faci fără specialiști. Și poți să dai, într-adevăr, rici să dai peste un dermatolog sau peste un gastrolog sau peste un alergolog amator ageamiu, dar mai mare e riscul să greșești tratamentul dacă nu te adresezi la specialiști. Asta e clar, automedicația nu poți rezolva problema asta. Și omul a rezolvat-o, dar la el problema avea altă cauză. Sau pentru tine acel medicament pe care îl ia el nu e indicat, pentru că are reacții adverse incompatibile cu sănătatea ta. Cu sănătatea lui. De acord. Deci am pornit de la ideea că omul a mers la un specialist necorespunzător pentru ceea ce are el nevoie. Ceea ce mi s-a întâmplat, mi-am voie să zic. Foarte important să adreseze imediat la specialiști. Eu înțeleg lucrul ăsta, dar hai să reieșim nu din carte, nu din buchea cărții, nu din limbajul de lemn, dar să reieșim din realitate. Noi vorbim acum de mentalitatea românilor și a basarabenilor, care mort copt, dar nu se duc la medic. Deci eu am fost, după o traumă, la psiholog. Deci eu am văzut-o în primele secunde, mi-am dat seama că nu o să mă ajute. Am vorbit cu ea 5 minute, i-am spus despre traumă și ea a venit în câteva minute, poate 10, poate 15, și mi-a zis, îmi pare rău, nu am cu ce să vă ajut. Era vorba despre un centru de asistență pentru femei, da? La mine în regiune. Am întâlnit un caz, tot în acea traumă, de un medic care m-a trădat. Eu aici nu dau detalii, dar așa ceva nu ar trebui să se întâmple. Sistemul ar trebui să judece foarte grav așa persoane. Dar nu intrăm în polemica asta. Vorbim despre faptul că există compatibilitate între pacient și medic, da? Și ea nu se găsește foarte ușor. Uneori cineva are noroc și găsește din prima și e super mega fericit și mă bucur foarte mult pentru așa oameni. Însă există foarte mulți oameni care au un buchet foarte drăgostos de traume care nu fiecare specialist poate să le... că cineva este foarte bun pe LGBTQ, cineva este pentru că este. Deci, problema asta trebuie ridicată pentru că un medic care nu este din LGBTQ nu o să înțeleagă niciodată până la urmă necesitățile unui om din LGBTQ community. O persoană care a lucrat cu violuri la femei și violuri la bărbați și are minim 5 cazuri rezolvate, poate să te ajute și pe tine dacă tu vii la el sau la ea în urma unui viol. O persoană care a lucrat cu, nu știu, iarăși luăm minim 5 persoane care au fost abuzate fizic și nu numai fizic în familie. Deci e foarte important să ai acea conexiune cu medicul, că nu este o conexiune de nu te duci la același dentist, trebuie să fie așa cum ai tu nevoie să fie, da? Deci suntem în era în care poți să-ți găsești specialiști. Dacă n-ai bani, da, e mai greu. Dar dacă ai bani, poți să-ți găsești specialiști. Nu așa, da, așa. Dar nu vorbim despre asta. Problema este asta. Deci trebuie să conștientizăm, unu, că trăim într-o societate în care oamenii nu merg la medic. Eu tot nu merg la medic. Și eu mă ascund după deget pentru că eu am experiența asta negativă cu medicii. 1. 2. Am mai căutat acum 2 ani în urmă. Și am eșuat, pentru că cineva era un medic psihoterapeut, culmea, care era, Doamne ferește, de creștin ortodox, și un medic care mi-a spus că el poate să mă programeze. Eu sunam pe noiembrie, octombrie, ceva de genul, și el mi-a zis că poate să mă programeze în februarie, da? Așa, mai departe. Despre ce vorbeam, despre compatibilitate. Deci nu se duce la medic cel mai des. Și atunci ce faci? Deci lumea nu se duce la medic, exact. Lumea nu se duce la medic. De aceea, da, este foarte important să vorbim cu oamenii, să meargă la medic, să găsească un specialist, să găsească suport, mai ales acum pandemie, război, tot ce vrei, criză în țară. Așa vorbim de Moldova, așa un context politic interesant. În fine, dacă vrei să găsești probleme și stresuri pe cap, fără nicio grijă că le găsești. Mai ales în spațiul Carpato-Donbiano-Tupondic. Cine rămâne? Doamne ajută și... Exact, exact. Deci fiecare își găsește oaza și alinarea acolo unde vrea el. Cineva se duce la biserică, cineva se duce la un prieten, cineva bea un ceai cu cineva și deja se simte mai bine. Cineva se duce deodată la medic pentru că el înțelege că el are nevoie de medic. Dar de obicei, ca și în vânzări, în pâlnea de vânzări, omul până a cumpăra face câteva atingeri. Fix așa se întâmplă și aici cu medicii. De obicei, foarte rare ori omul intră în magazin și cumpără. Adică foarte rare ori el înțelege că are o problemă și merge direct la medic. De cele mai multe ori îi spun prietenii, îi spune social media, îi spune media, televizorul, citești undeva pe un troleibus sau pe o stație sau pe un banner și așa mai departe. Deci are câteva atingeri până ajunge la medic. Și ca tu să-i spui, ca tu persoană care nu cunoști cu ce el se confruntă, dar crede-mă că tu nu cunoști chiar dacă ai trecut prin aceeași situație, gândim și simțim la dimensiuni și la culori diferite. Tu, ca persoană care îl cunoști și vrei să-l ajuți, poți să-l ajuți cu o vorbă bună, poți să-l ajuți cu blândețe, poți să-l ajuți, dacă el cere ajutor, să-l ajuți cu ceea ce el cere. Și, dar să încerci să-l convingi să meargă la medic. Deci, nu să-l impui să meargă la medic, dar să încerci să-l convingi să meargă la medic. Să-i dai, uite, ai resursa asta, ți-am trimis mesaj, ai resursa asta, sună la... să zicem la linia verde antisuicid sau sună la linia verde pentru persoanele ajută-mă, care au fost abuzate, sau sună la asta, sau intră pe asta. Sunt foarte multe servisuri, persoanele care cunosc limba engleză, sunt multe servisuri gratis în Europa și în toată lumea care oferă suport gratis. Suport în română? Consiliere, da. Consiliere gratis, exact. Sincer să-ți spun, îmi pare că în Moldova lucrurile stau drastic. Nu de atâta. Irinca, nu știu dacă mai există grupuri, probabil că există. Grupul acela, cum se numește? Chiar mai ieri am recomandat cuiva să intre acolo. Depresia tot mă întreba ce să facă că sunt deprimată. Zic, ia uite, grupul exact. De depresie. Exact. Depresia deci comunitate. De exemplu. Deci sunt multe alte grupuri, probabil. Da, există, cu siguranță. Deci eu într-o vreme urmăream o tipă care are ADHD. M-a ajutat pe mine să verbalizez, să mă accept, să înțeleg că nu... Poftim? Ce e ADHD? În rusă sună ca sindrom deficit vнимания. Așa. Deci se credea că asta e numai la copii. Hiperactivitate, să mai zici. Se credea că asta se întâmplă numai la copii, dar s-a descoperit în ultimii câțiva zeci de ani că se întâmplă și la maturi. Pot să recomand aici pe Gabor Matei, este un specialist care are ADHD, este psihoterapeut și nu pot să... Și ok. Vrea să intri Marian Stoica cu noi să vedem dacă reușim să-l primim. Așa. Ciocheul. Un pic mai mic. Cum era de obicei? Mariane, cuvântează, ori cu microfon, ori chiar cu webcam, dacă vrei. Văd că ai închis microfonul. Văd și eu, da. Dar măcar nu mai suntem singuri. Da, suntem în trei acum. Da, deci să intri în comunități, deci asta e unul dintre pași. Dacă ești introvert sau așa zis introvert, nu-ți place să comunici, nu vrei să vorbești despre problema ta, intră pe YouTube, intră pe Facebook, intră pe Google, intră pe online, că e cel mai ușor lucru pe care poți să-l faci fără să dai feedback de la tine. Poate nu vrei să vorbești, poate nu ești gata să vorbești. Intră pe comunități. Intră pe site-uri specializate. Eu ce am făcut când mi-am dat seama că am ADHD sau că am burnout și că intru în depresie? Am intrat pe unul dintre site-urile, cred că de la americani, cât de cât credibil, care e pe lângă o universitate și care are un test destul de elaborat. Și am văzut că am scorul 23 din 29 pe depresie. Deci, bun scor, aș zice eu. Sau când mă gândeam că posibil să am ADHD. Stai băi, dă-ți verific. Și am verificat. Am ADHD. Deci nu trebuia să verific, că e clar lucru că am ADHD. Să vede pe mine că... În fine. Da. Și e foarte important. Deci, nu recomand asta la nimeni. Să intri, să-ți pui autodiagnoză și să te automedichezi. Chiar nu recomand. Dar eu fac asta din... În primul rând, pentru ca să mă conserv, pentru că eu am dat de mulți medici care fac abuz în serviciu, care nu știu să trateze și așa mai departe. Și nu e problema de specialiști proști, e problema că oamenii ăștia sunt dezinteresați la muncă, primesc salarii mici și așa mai departe. Și, slavă Domnului, am un medic de familie foarte bun, o cheamă Vera Guțu. La policlinica asta de la Ion Creangă. Nu Ion Creangă, Grigore Vieru. Știi? Deci am un medic... Vale, nu? Poftim? Policlinica Constructorul în Vale pe Grigore Vieru. Nu știu exact cum se numește, dar eu știu că acolo... Deci când am intrat la pedagogie... Pune? În spate la Moldova Gaz. Da, da. Deci când am intrat la pedagogie, am picat la ea. Și am început să mă... Deci avem o relație foarte sănătoasă cu ea și vorbim liber și mă ajută de fiecare dată când poate și acum au fost în decret de maternitate, cred că așa se numește, concediu de maternitate. Și mi-a lipsit foarte mult pentru că avem nevoie de foarte mulți medici, de foarte mulți spun pentru că există lipsă foarte mare de medici umani, umani. Oameni care să vorbească cu oameni. Nu, eu nu vin acolo numai pentru o diagnoză. Tu, ca medic, sunt sigură că pe ei învață să vorbească câte un pic de psihologie, să vorbească mai moale, să nu știu ce, să la. În fine. Vreau să zic despre un caz. Cândva de mult, câțiva ani în urmă, am stat cu o fată și am aflat de la altă prietenă comună că colega mea de apartament era bipolară. Deci eu observam spike-urile astea de energie și de... nu de energie, dar de emoții. Dar nu mi-am dat seama, parcă n-am auzit istoria sau nu știu ce, sau informația, nu știu. Și mă gândeam, uite cât de insensibil putem fi. Noi ne înțelegeam foarte bine. Dar uite cât de insensibil am putut eu să fiu ca să nu îmi dau seama, ca să nu aud informația asta. Înțelegi? Că odată ce tu știi că omul ăsta, nu punem etichete. Pornim de la asta, nu punem etichete. Dar dacă tu știi că omul ăsta are tulburare de bipolaritate, tu deja știi că e foarte posibil ca în aceeași discuție el să fie foarte diferit. Că să se întâmple lucruri, să simtă foarte, foarte diferit fericire și după asta tristețe și așa mai departe. Și cred că este esențial în toată comunicarea asta blândă, ca comunicarea non-violentă, despre care nu știu nici o brânză, că nu m-am documentat, despre asta să se vorbească, despre afecțiuni, despre bolile mentale vorbește Ecaterina Lucișina, vorbește Angelica Frolov aici în Moldova. Și mai mult Maxim Orândaș, cred că tot vorbește despre asta, nu sigură. Dan, acum îl cheamă pe domnul psiholog, profesor la ULIM, nu uita cum îl cheamă, Dan îl cheamă. Deci există o mânuță de oameni deschiși care vorbesc despre lucrurile astea. În rest, totul se bagă sub preș și slaba, și ilinoasă, și iar ne îmblă ca o mămâie și tot așa. Deci oamenii nu își fac timp, nu își dau credit lor și altora ca să afle despre cineva de lângă, dar ei vor că blin, eu azi fără dispoziție, deși nimeni azi nu mă întreba, deși eu sunt fără dispoziție sau deși eu sufăr în singurătate. Uneori este sănătos să suferim în singurătate, dar de cele mai multe ori nu. Și trebuie să fim atenți la necesitățile celor care sunt lângă noi. Așa e, Breg? O dai din cap că da. Așa e, Marian. Dacă vrea cineva să participe cu noi în discuție, le propunem să acceseze link-ul de sub acest video, dar să nu facă precum Marian, să intre dacă nu le funcționează nici măcar microfonul. Dacă vreți doar să ne ascultați, să ne priviți, rămâneți acolo pe Facebook, unde suntem în direct acum pe mai multe pagini de Facebook. Dacă însă vreți să participați, puteți să comentați sub aceste video. Acum, în direct, și eu o să urmăresc să răspundem la comentariile voastre, eventual dacă o să fie întrebări, să răspundem, dar nu cred că suntem mari specialiști, doar inițiem o discuție. Vrem să este vorba doar despre... Și dacă aveți curaj să intrați, dacă chiar sunteți specialiști, accesați acest link și măcar cu microfon, dacă webcam n-aveți. Da, dacă este cineva din psihologie sau cel puțin cineva care studiază psihologie, am vrea să intrați. Marian. Salut, Marian. Salut, bună seara. Acum m-a auzit acum? Da, acum te auzi. Da. Era ceva, dar e telefonul meu cam vechi și de-aia mai îmi face figuri câteodată. Acum am văzut atâtea scuze pentru inconvenient. Ce vreau eu să vă spun, referitor că și eu sunt pe tratament de psihiatrie după ce a murit tatăl meu de 8 ani jumate, și eu mi-am dat seama foarte bine că trebuie să avem încredere în medici. Eu că îmi spunea atunci că acum 8 ani și mai de pe ce am uitat, îmi ziceau tot, du-te la biserică, du-te la ghicitoare, du-te la cutare, du-te la cutare. Și eu le-am zis, asta mă, puteam început să caut informații pe internet, să văd ce înseamnă aia, ce înseamnă aia, și am început să le pun pe toate la îndoială. Și de atunci am devenit ateu, după ce am murit tatăl meu, imediat, cred că la 2 sau 3 luni gata, i-am zis lui Boșica, pa, du-te. Și am început, deci după ce am murit el, că am murit la Floreasca, la neurologie, a avut accident vascular și a căzut cerul pe mine atunci, mi-era frică, zic, bă frate, eu avea nu știu câte boli, am început să mă diagnostichez, să mă duc la, ba la oncolog, ba la hematolog, ba la... Cred că nu e, în afară de ginecolog, la toți medicii am fost, înlocuiam la un moment dat și un grup, medicină și prevenție, și Oleg știe despre ce vorbesc, și acum la fel, zic... Deci mie mi-era frică de boli și eu mereu mă duc la doctor. Eu în fiecare lună vin la București, la câte 2-3 medici mă duc. Tocmai de asta am și intrat în live, ca să vorbesc despre prevenție. Eu susțin foarte mult prevenție. Eu urăsc biserica, cultele și religia. Eu urăsc de moarte. Eu aș desfința bisericile, aș intra cu buldozer în ele. Eu aș băga mai repede în școală. Și tratamentul după urechi, automedicație, tratamentul pe internet, tot e greșit. E la fel de periculos ca și tratamentul cu rugăciuni și cu mătănii. Exact. Vreau să dau o singură replică lui Marian. Vreau să spun că există, eu nu chiar de aceeași părere, dar sunt foarte aproape de părerea ta vis-a-vis de biserici, religie și bani băgați acolo. Dar am văzut, cred că la Duți, tu știi despre ce merge vorba. Este vorba despre un intervior din Rusia, independent, care face interviuri cu oameni comozi și incomozi pentru regim. Și acolo era o tipă. Dacă nu greșesc interviul în care am văzut asta, deci dacă nu greșesc, asta era cu o jurnalistă care e din Rusia, care făcea materiale despre situația din Ucraina. Dacă nu greșesc, la ea în interviu era. Deci s-a vorbit, mulțumesc frumos, s-a vorbit despre o biserică din Germania în care oamenii, acolo preoteasă sau pastoră este o femeie. Și ei acolo pot să meargă oameni din comunitatea LGBT. Știu, am văzut și eu până. Poți să intri și să stă ca la ăștia care asociațiile astea de anonim și să vorbește. Și deci se vorbește despre Dumnezeu ca despre o formă de dragoste. Și atunci dacă e vorba despre Dumnezeu ca o formă de dragoste, mie îmi place. O întrebare dacă îmi te... Da. O întrebare. Acea persoană care este femeia aceea care este preot, ca să zic așa, pastor, nu este cumva și lesbiană? Mi se pare că am citit și am văzut și eu pe internet despre o femeie preot care era lesbiană din Germania. Mi se pare că pe lângă München, care prima din comunitatea LGBT, mi se pare. Nu știu. Nu despre... Dar crezi că asta e substanțial? E irelevant orientarea, identitatea sexuală. Mai relevant e faptul că se discută și la psiholog, și la psihiatru, și la unii preoți se discută. Da. Ar trebui și în România, nu știu, Biserica Ortodoxă, dar și în Rusia, și în Ucraina, și în toate țările astea ortodoxe să schimbe programul de mentalitate, ca să zic așa, referitor la alți oameni, cu alte orientări sexuale, cu alte, nu știu, de alte culte. Mă uitam ieri la Șoșoacă, cum îi făcea pe ungu, am văzut un live, un interviu pe Facebook, dar lui Șoșoacă și m-am îngrozit, cum vrea să fac Kosovo e Serbia, bă, Transilvania e România, nu știu, pe mine mă îngrozea ce spunea femeie. Și vreau, și nu știu, așa, a trebuit și în România făcute niște programe de educație, păcat pentru cei tineri, decât religia în școli și alte minuni de astea, pentru că religia, cel puțin după mine, mai mult ne duce spre un mediu, cum ținea și poezia aceea. Religia este o cale de dânsi și inventată pentru că cu ai putere să guverneze lumea toată. Nu? Dacă toți suntem la tema asta, nu știu dacă eu vreau să discut despre religie ca o putere. Vorbim aici despre comunicarea blândă și aș vrea să ne ținem de subiect. Dar vreau să vă recomand, cei care sunt din România și ar putea să meargă la teatru. Acum ai reuniunea Teatrului Național Românești în Chișinău și am fost la un spectacol care m-a lăsat mută. Nu neapărat mult, dar spectacolul este foarte, foarte puternic. Se numește Paracliserul, dacă tot suntem la tema asta de religie, de Marin Sorescu și este Teatrul Național Marin Sorescu Craiova. Deci cei care sunt din Craiova, poate avem oameni care privesc din Craiova, mergeți la Paracliserul. Este Sorescu în toată firea, regizat foarte bine, foarte la punct regizat și o să vă plac foarte mult și vă îngăpiți suflet, dacă credeți că aveți suflet. Nu ca domnul nostru Oleg Brega. Mariane, vezi că mi-am permis o recomandare, că și ai sunetul foarte mare, incomparabil cu Aina și cu mine. Deci dacă poți să te îndepărtezi cumva de microfon când intervii, că altfel trebuie să reglezi. Gata? Acum se aude mai bine. Poți să faci, da, știi, cum poți să-l închizi când nu vorbești și poți să-l deschizi atunci când vorbești. Da, imediat. Cel mai simplu. Uite așa. Deci când o-ți vrei să vorbești, îl deschizi. Deci, noi începusem polemica de la postarea unei persoane care a zis că se află într-o situație dificilă și că doarme prea puțin în noaptea, care are insomnii. Și tu mi-ai zis că comentariul meu, am zis, wow, cum, numai o oră pe noapte dormi, e puțin, trebuie neapărat să găsești o soluție pentru că e nesănătos. Mie nu mi-ajung nici 7 ore câte dorm pe noapte. Și tu ai zis că asta e agresiv, că judec omul și că s-ar putea că să pare vinovat. Dar cum să las omul să creadă că o oră pe noapte e acceptabil? Cum să-l încurajez să-și tocească? Hai să pornim de la om. Este vorba despre o fată educată din familie de doctori. Ea a menționat că este din familie de doctori și știe despre lucrurile astea. Deci, ea a anticipat reacțiile oamenilor și a insinuat, a încercat să spună că ea nu are nevoie de recomandări, ea are nevoie doar de puțină răbdare și înțelegere și acceptare. Și a enunțat asta în text. Poate pentru tine mai puțin evident, pentru mine mai mult evident. Și ea a spus că, ce a spus ea acolo? Că e somnolentă și să nu vă mirați că e somnolentă. Să nu vă mirați că răspund mai greu, să nu vă mirați că nu știu ce. Deci ea a încercat, a rugat un pic de îngăduință. Eu am făcut și eu la fel postări din astea, pentru că uneori când ești în depresie sau în impas emoțional sau în burnout, te simți în incapacitate de a merge în pas cu timpul, de a merge în pas cu colegii tăi, de a merge în pas cu orașul tău, cu tot ce se întâmplă în jurul tău, cu viața ta socială. Și atunci, pentru că îți pare că nu mai știi ce să faci, cu toate că e așa de greu, este resursa asta foarte simplă. Scrii pe Facebook și ai scăpat. Da? Deci eu sunt absolut 70% convinsă că ea cu scopul ăsta au scris, că s-au zacalibit cu oamenii, tot o întreabă, da și cu tine, da nu știu ce, da de așa de greu, da bla bla bla. Cred că au avut vreo câteva experiențe de genul ăsta și au înțeles la un moment dat că trebuie să fac o postare despre asta, pentru că de fiecare dată stai cuiva să-i explici, ceva, am depresie sau am insomnie, nu pot să dorm, tormozesc. Deci e foarte greu, îți mănâncă resursele și energia de fiecare dată, la fiecare om se explice asta. Crede-mă, când ești în insuficiență de energie, când nu poți să mănânci, când nu poți să dormi, să respiri ți se pare ceva greu, să mănânci ți se pare ceva greu, să faci foarte multe eforturi ca să dormi ți se pare ceva greu, numai și să comunici și să dai feedback și să mai și lucrezi și mai departe. Deci astea nici nu se pun, astea sunt pe planul secund și după secund. Da? Nu se așa. Și m-am legat de tine pentru că știu cum percepeam eu mesajele astea și pentru că asta poate fi percepută ca așa, în ghilimele din astea, dar nu din alea moite, din astea așa, pătrățoase. Pentru că, uai, ei și știi cum vorbesc babele la poartă? Ei, dar nu ne ajunge o oră jumate de somn, îmi trebuie măcar 7. Da? Și am enunțat acolo că taman noaptea când aveam insomnii, am ascultat un podcast despre asta, cu un somnolog din Rusia și cu un podcaster care face podcasturi foarte bune, cred că îl cheamă Sakalovski, cineva pe care urmăresc de nu de mult. Și el acolo spunea despre cum se tratează insomnia și despre cum, dacă repeți asta de 20, de 30 de ori, că ce asocieri îți faci în cap, cum să-ți schimbi asocierile și așa mai departe, cum să tratezi insomnie. Noi, din cât știu, avem un centru de somnologie, cred că așa se numește, dar prețurile sunt way too... Așa. Și tot el vorbea despre incompetența oamenilor din sistemul medical, nu o să zic medici, care, hop, și odată de astea, calmante și somnifere. Și am uitat să zic, am vrut să zic despre experiența mea cu ultimul medic. Deci eu eram în depresie, nu vroiam la psihoterapeut, voiam antidepresive pentru că ajunsesem la bariera în care, uite că mi-e greu să vorbesc despre asta, la bariera în care credeam că încă un pic și-o dau în bară de tot. Simț asta foarte des în depresie. Și m-am dus la un neurolog. Mi s-au făcut niște... Dar înainte să ajung la el, am fost la aparat. Pentru că am o colegă din medicină, care deja cred că este... lucrează în medicină, care mi-a zis că, băi, am avut 3 săptămâni de depresie, am mers la neurolog, mi-a dat vitamine și în câteva săptămâni eram ca aguriecic, da? Deci eram super bine. Și eu am zis, băi, trebuie să lucrez asta și pentru mine. Și m-am dus. Mi-am făcut de mulți bani fotografii la cap. Exact. La investigații. Doamna asistentă mi-a zis, da, eu uneori toamna și iarna sunt așa mai melancolică. Deci, da, oamenii încerca să mă încerce de minte așa cumva și eu spun, zic, da, știu, înțeleg fenomenul, bla, 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 nu mai țin ce am răspuns în afară de asta, dar țin minte cum m-am simțit. Deci eu, medicul ăsta, primul, și asistenta m-au perceput ca cineva foarte alentat, care, pentru că medicul ăsta mi-a zis, ăsta e topcic of the top, știi, gen, te duci la cel mai bun. Că eu i-am spus că am experiențe cam netoate cu medicii și deci în urma acestui medic am mers la alt medic, neurolog, unul dintre cei mai buni, predă la medicină, bla bla bla, trata. Merg la el, un medic foarte ok, am discutat și mi-a prescris antidepresive. Mi-am pierdut, m-am apucat de vorbă cu ăștia de la farmacie și mi-am pierdut, am dat asta, rețeta, mi se pare că am achitat sau n-am achitat, nu țin minte, dar de primit medicamentele nu mi le-am mai primit. Eram sigur că vreau să primesc medicație, am mai mers odată la medic, mi-am mai prescris odată, pentru că tu n-ai voie să... pe antidepresive nu ți se dă, ți se ia rețeta, nu mai poți să mai vii cu altă rețetă, cu aceeași rețetă de 2 ori sau de 3 ori. Am început abia. Deci aveam experiența lui Lucișina, care, slavă Domnului, povestește pe Facebook despre asta. Am început să-mi fie mult mai rău, și fizic, și psihic, de la acele antidepresive. Este important de știut că de la antidepresive, unii oameni foarte greu să găsești antidepresive. Deci e o problemă globală care să știe. Și atunci vin cu o mică recomandare, un mic sfat. Pe mine ce mă ajută? Mă ajută să mă trezesc dimineața. Deși eu credeam și cred în continuare că sunt bufniță, pe mine mă ajută să mă trezesc dimineața, să fac extensii. Uite, de câteva săptămâni, de câteva zile n-am mai făcut extensii. Să fac sport, să întrețin relații sociale faine, să merg la ceva evenimente culturale sau de artă, pentru că pe mine asta mă alimentează. Tu înțelegi ce vrei tu. Să mă văd cu prietenii, pentru că asta e foarte important. Cu prieteni care îți sunt prieteni, nu oameni care se pretind a fi prieteni. Să am o relație sănătoasă în familie. Asta e una dintre ceva de top. Să fac ceea ce îmi place. Deci, da, găsiți-vă necesitățile corpului, minții, sufletului și așa mai departe și îndepliniți-le. Nu vă neglijați, pentru că din neglijența asta se naște insomnia, depresia, multe alte dereglări de alimentație, precum bulimia și cealaltă, ajută-mă, anorexia, nu vă neglijați, aveți grijă și purtați-vă cu blândețe și cu dragoste față de voi și credeți-mă că atunci când o să aveți un dialog, pentru că fiecare dintre noi are un dialog care, de exemplu, când citești, el zice la. Deci ăsta e dialogul tău interior, pe care tu, când citești, l-auzi, dar așa nu l-auzi. Când vorbești singur cu tine, vorbește-ți cu blândețe. Nu cu pofidism, nu cu indiferență, nu cu rău. Cu blândețe, cu acceptare, cu dragoste. Ca și cum ai vorbi, vorbești cu tine ca cu un copil. Ca cu copilul pe care l-ai avut, pe care ai fost cândva. Sau cu un copil pe care l-ai avea. L-ai tratat cu dragoste. Cu siguranță l-ai tratat cu dragoste. Tratează-te cu dragoste pentru că schimbarea începe de la noi. Dar mă tem că, iată, bombonelele astea, dulciurile astea, a, te iubesc, ești minunată, bravo, încurajările astea, să nu dăuneze dacă omul e diabetic, să-i dai dulciuri, să încerci să-l dulcești viața. Îi face rău, tot așa și omul care zice că dorme o oră pe noapte, să-i zice, hai că e minunat, că e acceptabil, poate să creadă că e acceptabil și continui să-și facă rău până când o să cadă fizic. Trebuie să-i spui omului celor că e inacceptabil să dormi o oră pe noapte, trebuie să schimbi acum ceva, nu să încerci să înțelegi, să încerci să accepti asta ca normal. Nu-mi iese din cap cazul cu o actriță celebră care a apărut la nu știu ce ceremonie și a început să bată câmpii și toată lumea s-a prefăcut că nu o vede, crezând că poate e beată, au ignorat-o, dar ea a făcuse un acces cerebral și acela era un simptom. Nimeni nu și-a dat seama că ea nu-i beată, că nu-i drogată, că nu-i senilă, dar avea un acces cerebral și a murit în câteva zile. Și a apăruse simptomul public, în exprimarea publică. Nimeni n-a vrut să se implice, psihologul Ghenadei, care tot a murit. Stai, bați câmpii, nu ești adecvată, hai să vedem ce e cu sănătatea ta. Și a murit. Cu atâția martori în jur. Stai un pic, da să zic. Deci vorbim despre... deci trebuie să înțelegem despre cine vorbim. Noi acum vorbim despre o persoană cu toate capacitățile cognitive la loc. Crede-mă că ea înțelege toate chestiile astea. Noi nu vorbim despre o persoană care nu știe și nu a întâmpinat niciodată depresia, insomniile și așa mai departe. Deci nu vorbim despre așa persoană. Trebuie să înțelegi despre cine vorbești. Pentru că există persoane care... Oi, plin, și mi se întâmplă, și se întâmplă cu mine, nu știu ce, Păi, tocmai ăsta e riscul, că s-a normalizat în viața omului situația asta. Și dacă încă da, mai încurajezi, îi dispare becușorul cel roșu, care îl atenționează că e pericol. Crede-mă că el are. Crede că ea are alarma aia, pentru că are alarma aia, a făcut postarea asta. Crede-mă. Este și, poate la conștient sau la subconștient. Este un fel de ajutați-mă. O îngrijorare. Da? O îngrijorare. Deci ea așa spune ajutați-mă. Crede-mă că ea nu spune, nu-și plânge de milă sau nu-și pur și simplu a spus asta de dragul de a fi spus. Dacă vorbim de persoana în cauză. Dar dacă vorbim de oricine altcineva, da, Oleg, vorbim sau generalizăm sau vorbim despre ea. La general, da, este sănătos să spunem, dar foarte... De ce am zis de comunicarea blândă? Tu poți formulezi același mesaj cu mai multă blândețe, cu mai multă acceptare, cu alte cuvinte. Tu poți să spui, uite, înțeleg că s-ar putea să treci peste o perioadă grea. Înțeleg că s-ar putea să nu te înțeleg, pentru că trăim fiecare diferit. Vreau să te ajut. Îmi fac griji pentru tine. Vreau foarte tare să fii bine. Știi că nu este corect să dormi doar o singură oră pe noapte, știi că urmează comă glicemică, știi că deja e nesănătos, știi lucrurile astea, te rog frumos să iei măsuri pentru că contezi pentru mine, pentru că vreau să știi că ești în viață, că ești bine, pentru mai ales că ești consăteanca mea și așa mai departe. Da? Mesajul poate fi mult mai blând cu acela, deci aceeași idee poate fi transmisă mult mai blând. Ori tu ce ai făcut, iubim, o oră, nu ne ajunge o oră, nici măcar 7 ori întreb, asta nu e sănătos, asta nu e deloc sănătos. Înțelegi? Deci diferența din discurs e foarte diferită. Cum vorbești, și aici o să o iau la politic, Mai Sandu și Igor Dodon sau Cebanu. Da, Mai Sandu se autocenzurează foarte tare și uneori nu dă voie emoțiilor să curgă și asta e rău. Da, ișlăți, dofiga emoții, dofiga populism, mesaj și valoare zero, pofic. Deci, foarte tare contează cum comunicăm. Și de ce am accentuat pe comunicare blândă, de ce anume cuvântul blând? Cu blândețe trebuie să tratăm toate aceste defecțiuni. Cu blândețe și cu dragoste. Și eu nu spun că nu trebuie să prevenim. Trebuie să prevenim. Asta este... Of, trebuie să ne educăm, în primul rând, din grădiniță. Din grădiniță la copii să le se spună există asta, 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 se poate face asta, 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 asta. Du-te la mami și la tati și spune-le asta, asta, asta. În școală, altfel de abordare. Asta, 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 facem asta, asta, asta. Și nu un psiholog pe școală, dar câțiva psihologi pe școală. Un psiholog la o școală de 2000 de copii, asta e nesănătos, neproductiv. Strategic vorbind, asta e așa o bășină în aer, în, nu știu, într-un bazin mare de apă. Deci, da, trebuie să pornim de jos. Dar de jos asta înseamnă de la noi. De la fiecare dintre noi. Schimbarea e în fiecare dintre noi. Nu o să obosesc să spun lucrul ăsta. Într-adevăr, așa este. Eu mă gândeam tot așa, că ar trebui de la grădiniță să Guvernul României și cred că și al Republicii Moldova să introducă un fel de program, un fel de materie să se numească educație medicală și acolo să se vorbească foarte mult și despre prevenție. Prevenția în toate diagnosticele. Eu așa mă gândeam de mult timp. Am scris și la Ministerul Sănătății despre, acum vreo 8 ani, despre prevenție, despre această măsură care trebuie introdusă și să scoatem religia din școli. Cel puțin asta este părerea mea referitor la prevenție. Știi, că e o vorbă, prevenția este mama înțelepciunii. Eu cam asta văd. Dacă vorbim de suferințe mentale, ce poți să faci cu prevenția? Trebuie creat un mediu cultural, intelectual mai prietenos, mai puțină competiție și mai multă colaborare, cooperare, mai multă toleranță, înțelegere, empatie decât antagonism. Păi și eu sufăr de depresie, tulburare obsesiv-compulsivă. După ce am murit tata, eu mi-am schimbat comportamentul și eu recunosc clar că și eu iau niște medicamente, bine, sub supravegherea medicului. Eu am 3 medici psihiatri cu care mă consult, numai unul singur. Și stau de vorbă și mă urmăresc. Și urmăresc starea de sănătate, dacă mă rog, ca să nu am riscuri, tot felul. Și mereu vorbesc cu ei la telefon când am ceva, intru, mai am și eu depresie, intru tot timpul și frici și tot fel și mă urmăresc. Adică eu cu 3 medici psihiatri și cu 2 psihologi colaborez pentru starea mea mentală, ca să zic așa. Bine faci. Îl salutăm și pe Petru. Cebanu, dacă vrea să vorbească, să pornească microfonul. Cebanu. Și dacă mai vrea cineva să participe cu noi în discuție, să urmeze link-ul de sub acest video. Indiferent pe ce pagină ne găsește, dacă suntem în seara de 18 septembrie, ora 23 și 23 de minute, ne priviți în direct. Dacă vedeți clipul pe YouTube, nu încercați să căutați link pentru că e înregistrat. Eu tocmai de-aia am intrat în seara asta în live, că se vorbea despre ceva ce mă interesa și pe mine. Deci comunicare, deci despre prevenție și zic, să intru și eu să îmi spun și eu câteva cuvinte. Ai făcut bine, să știi. Da. Experiența ta ajută pe altcineva să conștientizeze că nu este singur, că altcineva trece prin asta. Da. Eu tot am trecut greu peste moartea bunicului meu. Da. Pe mine m-a ajutat faptul că eu vorbeam cu el. Deci eu i-am zis așa, mi-e frică, te rog frumos, măcar jumătate de an să nu mi apare în vis. Și nu mi-a apărut. Deci, bunicul meu a fost singura figură paternă sănătoasă din viața mea. Deci, și la mine, când a murit tata, vreun an de zile eu îl visam. Și nu dormeam noaptea, făceam tot felul de în casă, mă dădeam cu capul de pereți, făceam urât, cum fac persoanele când dă în depresie. Și pe urmă am început să mă obișnuiesc cu starea mea de fapt pe care o am în prezent. Mi-am dat seama că nu mai are cine, nu mai pot să mai aduc înapoi pe taică-mi și asta e. Și m-am... Cum ai ajuns la medic? Eu, după ce a murit tata, mi-era frică să nu am vreo boală psihică, vreo boală, să nu am cancer, mi-era frică să nu iau toate boli. Am început de frica acelei boli, am început să mă verific la toți medici, bă, să nu am hepatită, să nu am la ceva la creier, să nu am vreun cancer, la toți medici am fost, în afară de ginecolog. Am citit pe internet, pe site-uri din America și din Italia, că știu engleză și italiană, și am citit pe site-uri, pe forum de discuții, intram pe acolo și puneam întrebări, îmi răspuneau foarte mult și am început să experimentez în România fenomenul ăsta cu medici și de aceea mi-am făcut și grupul acela pe internet, pe Facebook. Și acum vorbesc foarte, foarte mulți medici din România. Eu discut despre foarte multe teme medicale, că asta mă pasionează, a început să mă atrag așa foarte mult, adică fără să știu starea de sănătate și ca să fiu sigur că nu am eu ceva și zic așa, bă, dacă ca să nu am eu ceva, să nu sufăr, mai bine merg la medic. Nu la popă, nu la ghicitoare, nu la tarot, nu la terapia Gerson, tratamente naturiste și alte rahaturi de-astea, cum se mai numesc eu. Eu mă duc direct la medic. Și eu când mă duc la un special, nu mă duc numai la unul, mă duc la 3-4 ca să fiu sigur, ca să văd la ce spune, ca și după aia îmi fac un rezumat. Și când văd că toți au dreptate, că mai sunt și unii care au păreri diferite, unii mai greșesc, eu cam așa, tot timpul verific, adică că mă duc la mai mulți medici, nu mă duc numai la unul, ca să zic așa, ca să știu. Eu așa mi-am făcut, de când am murit tata, cu asta fac, 8 ani jumate numai cu medici. Mă apă în spitale și pe clinici și mă duc. Măcar mă duc asta ca să aflu mai multe despre starea mea de sănătate. Că eu am și mai multe, sufăr și cu tiroid, am și tiroidită autoimună, am mai multe boli, am avut în tinerețe o hepatită autoimună, adică e mai multă la mine. Nu e numai una. Și cu depresia asta m-a făcut knockout, ca să zic așa, după ce am murit tata. De-aia zic, prevenția este foarte importantă. E chiar... Trebuie să ne gândim că în România, dar și în Republica Moldova, am văzut, suntem campioni la pacienți oncologici. De exemplu, melanomul, de exemplu, vara. Dacă lumea nu înțelege ce înseamnă să umble protejați și umblă, stau la mare tot timpul în soare, cu pielea... Că melanomul este cel mai agresiv cancer de piele, de exemplu, și acolo au murit foarte multe persoane. Chiar din Republica Moldova știu o doctoriță care a murit. Tot pe Facebook am cunoscut-o. De-aia zic că prevenția este foarte importantă. Nu, Doamne ajută, și amin, tratament cu rostopazcă și alte minuni de-astea. De-aia zic. Deci eu n-aș fi așa de categorică. Să știi că ceaiurile, alimentația sănătoasă și alte chestii te ajută să-ți menții un fon de imunitate sau organismul cât sănătos și asta te ajută implicit. Ai, cum zicea Oleg, deci noi suntem chimie la nivel fizic. Și alta e homeopatia, o pseudoștiință, da. O păcăleală. Da. Deci homeopatia, da, despre homeopatie. Deci nici măcar nu vreau să discut, pentru că nu. Nu e tema discuției de azi și avem oricum un ceas de când am început vorba, se apropie de miezul nopții, nu pot să fac mult timp zgomot. Da, eu dacă mă lăsați aș vrea să vă las, că mai am chestii de făcut, culmea, la ora asta, dar mai am chestii de făcut. Păi, la ora asta e că am început să ne culcăm, dacă tot am, cu asta am început vorba. Păi tocmai, da, vorbeam despre insomnie și despre probleme de genul ăsta. Poate este cazul să ne culcăm și să revenim cu altă ocazie, cu altă temă. Poate mă stați pe cineva, poate n-am ajutat, vă rugăm frumos să ne scrieți în comentarii ce părere aveți. Indiferent de ce părere aveți, vă rog să vă expuneți în limita cuvintelor de cântă, da? Vă rog frumos. Mulțumesc, Aina, mulțumesc, Mariane, mulțumesc și lui Petru care a intrat, dar n-a reușit să se... Noapte bună, Aina. Noapte bună. Nu știu de ce n-avea microfonul accesibil. O să revenim la discuție, o să revenim și la tema asta și la altele. Acum, noapte bună, somn ușor tuturor. Și ținem legătura, încercăm să comunicăm cât mai puțin. Vreau doar să-i transmit lui Marian mult curaj și bravo că ai grijă de sănătatea mentală. Mulțumesc, asemenea. Gând bun. Nu folosim, Doamne. Nu folosim, Doamne ajută, când e vorba de prevenție, niciodată să nu folosim, Doamne ajută. Asta e o legătură de... Unele Doamne te ajută, Mariane. Unele Doamne, dar nu Doamne. Nu Doamne, nu. Da, unele Doamne mă ajută. Am înțeles. Bun. Deci, asta mă optimistă. La revedere. Pace. Noroc, pa. Noapte bună.